La fiecare colț al clădirii Bibliotecii Județene, pe fiecare cititor care îndrăznește să vină aici, îl paște un pericol. Un clasic spunea că și-a imaginat întotdeauna paradisul sub forma unei biblioteci și astăzi, când cu un simplu clic accesezi orice informație, sunt mulți cei care preferă să meargă să-și aleagă cărți dintre miile de volume de pe rafturile bibliotecii. În curând, la Giurgiu, accesul la lectură ar putea fi oprit și asta pentru că mai mari care hotărăsc soarta instituției pun prea mic preț pe carte. Clădirea Bibliotecii Județene veche de aproape un secol, declarată și monument istoric în care se află Biblioteca Județeană de pe strada Ștefan cel Mare, a devenit un pericol pentru iubitorii de carte ce vor să-i calce pragul. Ion Gaghi, managerul bibliotecii I.A. Basarabescu, încă de anul trecut încearcă, prin demersuri repetate, să atragă atenția autorităților despre starea deplorabilă în care se află clădirea. Până la reabilitarea clădirii, pentru care nu s-a stabilit încă un plan, Consiliul Județean a găsit o soluție de compromis. A încheiat un contract cu o anumită firmă care să găsească modalitatea potrivită, încât cei care vin la bibliotecă să fie în siguranță. Degeaba, după ninsoarea de acum două săptămâni, bucăți de clădire s-au desprins de lângă acoperiș care, în cădere, au străpuns, să-i zicem, tunelul, de pe alea de acces a celor mici, ca pe o foaie de hârtie. În orice moment, pe acolo, putea trece un copil. Dacă un copil dorește să vină la bibliotecă să împrumute o carte, este nevoit să treacă prin acest tunel, numai că în orice secundă se poate trezi lovit de o astfel de piatră. Și dacă pericolele îi pândesc pe giurgiuveni când vin să împrumute sau să lectureze o carte de la Biblioteca Județeană, chiar și după așa zisa lucrare a nu știu cărei firme, pericolul nu a fost îndepărtat. Dimpotrivă, starea vremii a agravat lucrurile. Cam câte demersuri ați făcut, domnule director, să aduceți la normalitate Biblioteca Județeană? Păi demersurile au început încă din luna septembrie a anului trecut, la care s-au făcut cel puțin 4 reveniri. De fiecare dată am primit drept răspuns o tăcere de necrezut. Așadar, l-am contactat pe Vasile Mustățea, președintele Consiliului Județean, din dorința de a afla exact cum stau lucrurile. Răspunsul a fost: vorbiți cu domnul Beanu, pe lui i-am dat problema. Problema aceasta era toată statului public să se ocupe, domnului Beanu. Nu face tot ce trebuie, tot ce e în lege, tot ce trebuie, în moment istoric. Dar știe domnul Beanu. Domnul Dumitru Beanu este conștient de importanța lăcașului de cultură cu importanță istorică, doar că pe acolo nu a ajuns să vadă grozăvia, căci nu-i în comisia tehnică. Eu n-am văzut cum s-a executat lucrarea, pentru că nu mă ocup eu de partea de achiziții. A fost constituită o comisie, într-adevăr, care să meargă acum la începutul iernii acolo, urmarea solicitării domnului director Gaghi. Într-adevăr, i-am dat dreptate pentru a accesa fondurile europene, trebuie parcurs toate etapele și probabil vorbim de 1, 2, maxim 3 ani până când se pot începe lucrurile efectiv. Și de aceea singura soluție pe care am putut să o înainte și a acceptat-o toată lumea a fost să se creeze, cum spuneam, un culoar de protecție, de trecere, acoperit, lucrare care știu că este în derulare, dar din partea de achiziție m-am ocupat eu, nu știu exact. Nu fac parte din comisia de recepție a lucrării și n-am făcut parte nici din comisia care a evaluat ofertele și a desemnat câștigătorul. Dacă se întâmplă un accident nefericit, cine este răspunzător, domnule Beanu? Nu știu, doamnă. De pericol sunt de acord cu dumneavoastră. Am constatat și eu la începutul acestui demers, pentru că am fost personal acolo și am dat dreptate domnului Gaghi. Tocmai din aceste considerente am făcut și demersurile respective care au fost acceptate și puse în aplicare. Mai departe, e foarte greu să spun. Și pentru transparență revenim cu întrebarea. Oare câți bani au fost alocați firmei care a bătut cele câteva lemne pe lângă fațada clădirii? Și dacă privim cu optimism în viitor, peste ani, cine știe? Poate auzi cei din Europa că la Giurgiu un monument istoric stă să se prăbușească sau s-a prăbușit și ne dau niște bani europeni să avem și noi bibliotecă. Numai că pentru asta trebuie să-i convingem cu proiecte. Până atunci, probabil că alte tunele vor răsări, alți bani publici vor fi aruncați, bifând cine știe ce mari reparații. În acest caz, nu ne rămâne decât să sperăm că nimeni nu va fi rănit de bucățile care încă se desprind din clădire, pentru că nu-i așa, în ultima vreme, doar tragediile trezesc atenția autorităților. Mai multe despre acest subiect aflați într-o ediție specială Marca TV Giurgiu, imediat după jurnalul de știri.